Guten Tag, und willkommen im Deutschkurs. Ich bin Madalina Matei und ich freue mich, euch wiederzusehen. Bună ziua, bine ați venit la cursul de germană. Sunt Madalina Matei și mă bucur să ne Nora ist wieder mit uns auch heute. Nora ist din nou cu noi Hallo Nora, guten Tag. Hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Gut. Gut, hast du noch geübt? Einmal sehr satt. Ja. In Deutsch. Okay. Schön. Kannst du dich noch erinnern, dass wir die Zahlen auch gelernt haben im Deutschkurs hier mit mir? Weißt du darüber, dass wir die Zahlen ein bisschen gelernt haben? Ja. Damals war Ilinca, ja. ich habe mit Ilinca mehr geübt und jetzt möchte ich gerne auch mit ihr üben. Atunci a fost Ilinca și am repetat cu ea. Acum aș dori să repet un pic și cu tine. Ich denke, das ist sehr hilfreich, ich cred, că e foarte folositor, dass wir die Zahlen gut wissen, so stimmt, să zicem, bine, cifrele. Uh, also, ich habe eine Übung für dich heute. Așadar, am ein Exercizio pentru tine astăzi. Lest und schreibt folgende Zahlen. Chitit și scrieți următoarele cifre. Also, wir haben jetzt, ich brauche jetzt deine Hilfe. Kannst du diese Zahlen aussprechen? Posă spui? Diese tu du Diese Ziffern? Sechs. Ja. Sieben. Ja. a. Ja. Cum la Wie sagen wir fünf? 5. 5 și ce mai punem lu 5? 15. 15 îi adăugăm țenul de fiecare dată mai adăugăm un țen până la 20 mă rog, până la 19 inclusiv deci 15 apoi am 9. același lucru 9 țen 9 țen iau pe 9 și îl pun pe 10, da? good, weiter. Acum, acum era. Zicem întâi pe 4 și apoi pe 70. Da? Alzo, viza gândvier. Cum spunem la 4? Fier. Uh, Fier und zipțiș. Fier und zipți. Da? Zic 4 și 70, dacă traducem cuvânt cu cuvânt, da? Fier und zipții, 74, da? Întâi spunem pe 4, apoi spunem 70 și pe und, și gut. Dann haben wir, erstmal sagen wir 35, 35. 35, super, gut. Weiter mai departe. 5, 9, 9, 90, 95, 90, da? Ok, und dann. 7 und uh, 40. 47, sehr gut, noră așa, das war ganz richtig. Also, wir haben hier das gleiche geschrieben același lucru scris. Avem 6, deci te corectăm, ai zis foarte bine. 10, 8, 15, 19, 20, se pare că l-am uitat pe 20, mai devreme. 74, 35, 95 und zuletzt 47. Ja? Okay, das kannst du dir gerne auch aufschreiben, posst es, dass du schreibst, dass du bine wie du schreibst. Also, willst du sie bitte nochmal vorlesen? Vresele, mach dich doch da, dass du lehrst, wie Okay, ja. ich kann sagen und dann wiederholst du. Einmal ich, einmal du. Und des kiciorșe formazișture du. Du pezi după mine. 6 6 10 10 8 8 15 15 19 19 20 20 74 74 35 35 95 95 și 47 47 Ok, deci ce observăm, ce am mai vorbit și data trecută când am învățat cifrele, avem pentru Cifrele de la 10 la 19 inclusiv, 10 care se adaugă, deci 5, 10, 9, 10. Deci cifrele cum sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 10. Când vreau să zic 15, 19, cum aș spune 14, de exemplu, Nora? 14. 14. 14. Și pe am 20 și de, a, de aici în sus, la 20, 30, 40, se pune ții terminația. 20, pe urmă, 70, și atunci am fir undă, 70, observăm terminațiile, da? Le mai subliniez acum, deci pe țen, pe zich. ok? Also, alles clar, In ordnung, dann können wir oh. weitermachen die Zeit, timpul. Also, ein bisschen Zahlen und ein bisschen die Zeit. Wir machen jetzt eine Verbindung dazu. Facem o mică legătură, timpul, o cifrele, timpul. Și am pregătit un text pentru noi astăzi. Ein Tag hat 24 Stunden. O zi are 24 de ore. Eine Stunde hat 60 Minuten. O oră are 60 de minute. Und eine Minute hat 60 secundă. Și un minut are 60 de secunde. A lăs clar, Zovaita, până aici e totul clar. Da? Avem ja. stunde, di stunde, ora și firul în stunden este pluralul. Stunden e pluralul de la stunde. Aine stunde, o oră, stunden. Minute, minută. Minut, minute, plural, 60 secundă, iarăși avem un plural. Ich habe eine Uhr. Am und chas. Ich habe eine Uhr. Jetzt ist es 8 Uhr. Akumieste Ora Obt. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Kursul, so Lectia, la Ora Ich habe noch eine Stunde Zeit. Mayam Timp Ora. Eine Stunde Zeit. E topica un pic diferită față de cum am zis, da? Ich habe eine Stunde, eine Stunde este o oră, Zeit, timp. Der Unterricht dauert drei Stunden von 9 bis zwölf Uhr. Cursul durează 3 ore de la 9 până la 12. Von 2 bis 3 Uhr arbeite ich zu Hause. De la 2 la 3 lucrez de acasă. De la ora 2 la ora 3, având în vedere că am zis von 2 bis 3 Uhr, da? Um 3 Uhr, la ora 3, kommt dann mein Freund. La ora 3 vine apoi prietenul meu. Ok. virbe uh, wir bemerken hier mehrere kleinigkeiten, să zicem niște mici chestiuni pe care le observăm. În primul rând, zicem de fiecare dată când folosim ora, la ora cu tare, la ora 9, la ora 3, um, dry, ur, adică îl pun pe um în față, la ora, așa, este um, um dry ur, da? Deși um nu se traduce în mod normal cu la din limba română ca echivalent, dar în contextul la ora cu tare, la ora X, este um, um dry ur, um zo, vi, zo un ur, ia? Yeah? Also, uh, ich habe eine ur, am un ceas, odată înseamnă ur, ceas, di ur, ceasul, și de runtarish în non-ur, uh, cursul începe la ora 9. Deci îl folosesc în două contexte diferite, de ceas, un ceas și 9 ur ora 9. Da? Ok. La se poate confunda, atenție, cu aineștunde, care înseamnă o oră, da? Aineștunde, da? Care nu, nu pot să zic să-l înlocuiesc pe ur cu ștunde și nici invers. Ok, aici un pic spre clarificare, am făcut un mic vorceaț, aici niște un vocabular mic. Un tisabez o beștimtăr articol, un, un article, respectiv articolul hotărât, articolul nehotărât. Am întâlnit mult în acest text articolul nehotărât. Am avut ein tag și știm că este der tag. Și atunci de la der tag mi-a apărut ein tag. Der tag este ziua, ein tag este o zi. Avem aine ștunde, avem aine minute, avem aine ur, toate sunt articole nehotărâte, de aceea eu am pus spre clarificare puțin sub forma aceasta, după care am mai pus și al vocabular. Azi, o, diștunde cu pluralul distundă, înseamnă ora. Aine ștunde o oră. Am pus mereu și traducerea. Deci zicem, Nora, te rog să repeți și tu, bite wieder hol auch, die stunde, die stunden und eine stunde. Die stunde, die stunden, eine stunde. În dicționar, când căutăm cuvântul stunde, o să mai apară cu articolul și după o virgulă terminația N care este pluralul. Terminația N în cazul acesta. Pluralul nu e întotdeauna N, poate fi și altă, sub altă formă, dar așa identificăm pluralul. Aflăm pluralul din dicționar. Ok. Aine ștunde o oră. La plural nu se pune niciun articol nehotărât. Nu există articol nehotărât. Va fi ștundă, pur și simplu. Da? Diur, diurând. De data asta am și terminația E pe lângă N, că nu, nu mi l-a avut aici și atunci e N, da? Die Uhr, die Uhren. Und dann eine Uhr, und da? Ceasul și un ceas. Vedem diferența între articolul hotărât și articolul nehotărât. Die Uhr, die Uhren und eine Uhr. Und einfach Uhren. Also, die Uhr, die ur, Die Uhr, die, die ur,,. ur, die uran, die ur, die uran, ein ur. Eine Uhr. Deci am la DI se transformă în AINE, da? DER UNTERRICHT, EIN UNTERRICHT, DER se transformă în ein. DER UNTERRICHT, CURSUL, EIN UNTERRICHT, UN CURS, ok? Și pluralul este DI UNTERRICHTE. Deci DER UNTERRICHT, die, uh, EIN UNTERRICHT. te Der Unterricht Ein Unterricht Ok, și uh, am luat cuvintele din text, n-am avut un uh, substantiv la genul neutru cu das uh, Das se transformă tot în ein Articolul hotărât das este va fi tot ein da? Scriem așa printre Apoi mai avem vocabular cum ar fi beginen, began begonnen a începe. Wir haben gesagt, wir lernen die unregelmäßigen Verben mit allen drei Formen von Anfang an. Am zis că învățăm verbele neregulate cu cele trei forme de la bun început. Ok. Mai avem dauern, care înseamnă a dura. Nu este un verb neregulat de aceea nu i mai scris nicio altă formă. O să discutăm altă dată cum se formează trecutul la verbe, verbele normale. Dar Die înseamnă durata, apropo de substantive mai sus, da? Die durata și cu puțin joc cu familia de cuvinte. Von și bis de la până la. Da? Von zwei bis drei ur în cazul, în contextul de aici. Și mai avem zu hause și na hause, ambele înseamnă casă. Și avem diferența dintre ele totuși, că atunci de ce ar fi așa. Also, zu Hause bedeutet wenn du zu Hause bist. Zu Hause înseamnă când ești deja acasă, da? Na Hause bedeutet wenn du na Când mergi către casă. Deci la una este static, sunt acasă, ich bin zuhause, Și la a doua ich gehe na Hause, mă duc acasă, da? Uh, nu pot să spun altfel formulat, invers formulat, ar fi... Also, ich kann das für euch auch schreiben. Ich, ich bin zu Hause. Ich gehe nach Hause. wir wollen ein bisschen auch das auch üben und wir haben eine Übung, avem un exercițiu pentru că vrem să exersăm un pic și avem ur oder stunde. Deci în acest exercițiu trebuie să pun ori ur, ori or, stunde. Să aleg care este mai, uh, care este corect. E yeah, una din două. Uh, Wir kennen uns zusammen erinnern, was bedeutet Uhr und was bedeutet Stunde. Ne putem aminti împreună ce înseamnă ur, di ur și di Stunde. Alzo, ur înseamnă, deci, ceas și înseamnă oră în contextul în care vreau să spun cât este ora sau cât este ceasul. Poate mai ușor de reținut, cât este ceasul, da? Ok, și Stunde înseamnă oră ca durată. Am zis de Dauer aici, da? Dauer care înseamnă durată și în propoziția asta dai, și abe noch eine Stunde Zeit. Mai am timp o oră, da? unde era der Unterricht beginnt und er dauert drei Stunden și durează trei ore. Asta este cel mai relevant, da? Îmi exprimă durata, dauert drei Stunden, ok? Și haide să vedem împreună acum cum punem. Deci, ur sau stunde. Ich habe eine... Ur. Eine Uhr am und chas. Meine geht nicht. Nu merge, nu funcționează. Meine Uhr. Meine Uhr geht nicht. Genau. Wie viel ist das jetzt? Uhr. Wie viel Uhr ist das jetzt? Es ist jetzt 9 Uhr. Uhr. Perfekt. Der Unterricht beginnt um 10 Uhr. Uh -huh. Ich habe noch eine Zeit. Uhr. Nu, ich habe noch eine Stunde Zeit, ja? Până acum am avut ceasul ca obiect, ora 9 când folosesc si ur și aici a devenit vorba despre durată. Ich habe eine Stunde Zeit. Mai am timp o oră, ok? Deci ich habe eine Stunde Zeit. Wir haben von 10 Uhr bis 12 Uhr Unterricht. Okay, und dann pass auf, der Unterricht dauert durează zwei Stunden. Dacă am durată, am stunden. dacă am Uhr, am o sau ora, okay? Hai să mai facem o okay? Ich habe eine Uhr. Am un ceas. Meine Uhr geht nicht. Chassol meu nu merge. nu funcționează. Also, bitte sag auch, ich habe eine Uhr. Ich habe eine Uhr. Meine Uhr geht nicht. Meine Uhr geht nicht. Okay. Wie viel Uhr ist es? Geht e Wie viel Uhr ist es? Wiederhol auch du, bitte. Wie viel Uhr ist jetzt? Ist es jetzt? Ist es jetzt? Adică cât este ceasul acum? Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Der Unterricht beginnt um 10 Uhr. Der Unterricht beginnt um 10 Uhr. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Mai am timp o oră. Wir haben von 10 Uhr bis 12 Uhr Unterricht. Wir haben von 10 Uhr bis äh, 12 Uhr Unterricht. Da, deci avem curs de la 10, de la ora 10 până la ora 12. Der Unterricht dauert 2 Stunden. Der Unterricht dauert zwei Stunden. Cursul durează două ore, ok, good. Und wir können das auch so sagen, mai putem spune și, wie spät ist es, cât e ceasul. Deci aveam aici wie viel Uhr ist es, cât este ceasul, sau wie spät ist es. Spät înseamnă târziu, dacă îl luăm separat. Wie spät ist es. Also, Nora, kannst du bitte wiederholen? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Ist es? A-Umlaut, das ist ein A-Umlaut, das, das liest man eh. So nicht normal, wie, wie zum Beispiel ähm, meine oder naja, der Unterricht, sondern das ist. Spät, deci nu se aude ca eu normal când zic der, e spät, e un pic mai um, accentuat așa. Wie spät ist es? Și zicem es ist zehn Uhr, da? Es ist acht Uhr, oder, ja. Egal, wie spät es ist. Ok. Uh, Dan habe ich mir als Hausaufgabe folgendes sau schedacht, erstmal um, würde ich sagen, ca temă m-am gândit la ceva, și aș mai spune acum că acest exercițiu să-l avem scris în caiet. Da, s-a... ok, ich dachte du hast schon ich credeam că ai scris deja, und schreibst du dir das auch ins Heft, îți mai scrii și tu asta în caietel, da? ca să ai bine fixată diferența dintre ur și stunde, da? că avem di ur, ceasul și ora, cât e ceasul, adică și stunde întotdeauna ca durată. Așa, acest exercițiu l-aș mai pune acum în plus la temă și pentru că am vorbit un pic, virhaban haben über unbestimmte Artikel gesprochen, am vorbit despre articolele nehotărute, um, wir deich als Hausaufgabe dich bitten und euch bitten și pe toată lumea v-aș ruga să scrieți aceste substantive să le scrieți articolul nehotărât, da? Deci, pe sistemul di ur va fi eine ur, der tag va fi ein tag, das mädchen va fi ein mädchen, da? De data asta am pus uh, de la toate genurile, deci am pus și de la das. Și spuneam că di devine eine, der și das Devin ein. Und damit, basta, s-a auch die Tema, de fapt. Aber mi aș dori, dass scrieți fiecare. die Uhr, eine Uhr. der tag ein tag, das Mädchen, ein Mädchen. die mutter eine mutter, der onkel ein onkel, das buch, ein buch. da? Okay, also, das ist gut, damit ihr auch, damit ihr euch die Wörter auch, merkt und e E bine să scrieți uh, ca să vă și memorați, să și memorați cuvintele și cum se scriu și cum se numesc ele. Danke schön, Nora. Jetzt verabschieden wir uns und wir, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ne l-am rămas bun acum și sper să ne vedem data viitoare. Vas meinst tu, Ce părere ai? Comstu Mai vii? Ja. Yeah. Okay, toll. Dann uh, sehen wir uns dann, auf Wiedersehen, schönen Tag dir und schönen Tag Ihnen zu Hause auch. La revedere și dumneavoastră acasă uh, și o zi frumoasă.